Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observator, Antena 1 Pitești. Atenție de unde beți apă, sunt tot mai multe localități care sunt descoperite abia acum că nu au apă potabilă. Apa pe care o au la sistemul public nu este bună de consumat și conține E. coli. Așadar, dacă la Budeasa s-au rezolvat aceste probleme, acum în vizor sunt Albeștii de Argeș, Slobozia cu satul Zidurile, Mozăceni și Uda. Prefectura cere măsuri urgente, mai ales din partea primarilor și a furnizorilor de apă, așa zisă potabilă. Fenomenul apei nepotabile devine îngrijorător, mai ales că numărul localităților unde există astfel de probleme crește. Apa nu este potabilă, mai mult este contaminată cu E. coli. Din fericire, conform specialiștilor, nu este forma de E. coli care generează sindromul hemolitic uremic. Acest lucru nu este însă o scuză pentru cei care administrează aceste sisteme publice de furnizare a apei potabile. De ce au apărut aceste probleme? Din cauza nepăsării acestor administratori ai sistemelor publice de apă așa zisă potabilă. Iată explicația. Probleme care apar în marea majoritate a cazurilor sunt generate de neefectuarea la timp a unor acțiuni de igienizare a rezervoarelor și a rețelei de distribuție. Deci de asemenea și referitoare la programele de monitorizare a calității apei potabile în localitățile respective. Și pentru că apa nepotabilă servită populației a devenit o problemă, prefectura cere explicații și chiar i-a convocat pe cei în măsură la o întâlnire. Concluzia este că se va face o analiză ulterioară cu toți primarii localității pe această temă, pentru că din ceea ce au comunicat operatorii de sistem, cei care au participat la această, este nevoie de investiții în anumite lucrări, în anumite echipamente care sunt necesare a fi procurate și montate în cadrul acțiunii de creștere a calității apei. Măsurile care se vor lua? Se vor cere bani de la Consiliul Județean pentru a se remedia problemele cât mai repede posibil și pentru ca populația să nu aibă de suferit din cauza apei infestate cu E. coli. A venit toamna și din punctul de vedere al temperaturilor, cu până la 16 grade Celsius au scăzut temperaturile la începutul acestei săptămâni, iar meteorologii nu au vești deloc bune. Vremea se menține rece și în perioada următoare. Acest lucru ne afectează nu numai sistemul imunitar, și starea psihică este afectată de temperaturile scăzute. Mai multe informații ne oferă acum colegul meu, Emanuel Gheorghe. Da, bun găsit. Dacă în weekend puteam să spunem că avem temperaturi care ne permiteau să facem plajă, iată că vremea s-a schimbat radical în doar câteva ore. Avem temperaturi cu până la 16 grade mai mici decât ne-a obișnuit luna septembrie și temperaturile vor rămâne scăzute și în continuare. De aceea, medicii ne recomandă ca în perioada următoare să avem grijă cum ne îmbrăcăm. Aceștia spun să luăm haine cât mai groase și să ne ferim astfel de răcelile care se ivesc în luna septembrie, dar și la începutul lunii octombrie, pentru că vremea, așa cum spuneam, se va menține rece și ploioasă pentru următoarele zile. Vremea rece nu ne afectează însă doar la nivel fizic și starea noastră psihică are de suferit din cauza scăderii bruște a temperaturilor. Vremea urâtă creează depresii, migrene și alte afecțiuni. Numărul celor sensibili la starea aceasta meteosensibilă fiind în creștere din ce în ce mai mult. Se declanșează sau se agravează afecțiuni somatice provocate de creșterea temperaturii sau din potrivă de o vreme rece. Se pot activa probleme de natură respiratorie, dureri articulare. Psihologii au și câteva sfaturi pentru ca vremea rece să nu ne afecteze mental. Să petrecem cât mai mult timp în casă, dacă starea noastră se agravează sau suferim de boli cardiovasculare sau afecțiuni reumatice, este bine să petrecem timp, mai mult timp în casă, dar timp de calitate. De asemenea, este bine să avem o gândire pozitivă, să încercăm să avem cât mai multe activități plăcute, să inodăm oarecum starea vremii și să petrecem timp de calitate în preajma persoanelor dragi. Meteorologii nu au vești deloc bune pentru următoarea perioadă. Aceștia au emis un nou cod galben de ploi moderate cantitativ, valabil în următoarele ore și în județul Argeș. Nici temperaturile nu se vor modifica semnificativ. Practic, în cea mai mare parte a timpului, la nivel regional, atât zilele cât și nopțile vor fi mai reci decât în mod obișnuit la sfârșit de septembrie și început de octombrie.
Pădurea Trivale va deveni arie protejată. Nu este sigur, dar cert este că pe site-ul Ministerului Mediului a apărut un proiect de hotărâre de guvern de promovare și instituirea regimului de arie protejată a pădurii Trivale. Dacă totul merge bine, în următoarele zile hotărârea va fi aprobată și plămânul verde al Piteștiului va putea fi protejat împotriva defrișărilor și nu numai. A fost afișat pe site-ul Ministerului Mediului proiectul de hotărâre de guvern privind promovarea și instituirea regimului de arie protejată în zona pădurii Trivale. Pentru că aceste 10 zile de când au trecut, sperăm că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare hotărârea de guvern să fie aprobată așa cum a fost dorită și susținută atât de către Prefectura Județului Argeș, de instituția Prefectului, cât și de Consiliul Județean. Această problemă a fost discutată finalizată într-o discuție cu doamna ministru Palmer, cu ocazia vizitei făcute la stația de la Albota, de colectare a deșeurilor menajere. Și ceea ce s-a stabilit atunci s-a dus la îndeplinire și, într-adevăr, a fost putem să spunem că o acțiune mai rapidă față de precedentele. Transfăgărășanul, unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume, împlinește astăzi 42 de ani. A fost inaugurat pe data de 20 septembrie 1974 cu mare fas și era considerat unul dintre cele mai importante drumuri din România. Acum, după 42 de ani, comoditatea și nepăsarea autorităților este fără margini, iar drumul a fost lăsat de izbeliște. Transfăgărășanul sau DN7C este o cale rutieră de circulație din România care începe în comuna Bascov în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția cu drumul național 1 între Sibiu și Brașov în apropierea comunei Cârțișoara. Are o lungime de 151 de kilometri, traversând pe axa nord-sud munții Făgăraș. Porțiunea de la barajul Vidraru până la Cârțișoara traversează un teren montan la altitudini mari și a fost construită în perioada 1970-1974, pe o lungime de aproximativ 91 de kilometri. Transfăgărășanul se situează pe locul al doilea ca altitudine în clasamentul șoselelor alpine din România, după Transalpina din munții Parâng, care urcă până la 2145 de metri. Transfăgărășanul a fost construit între anii 1970-1974 la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu. A fost construit ca un drum strategic care să lege garnizoanele Piteștiului și Sibiului. S-a lucrat pe toată perioada anului, condițiile fiind îngreunate de faptul că la peste 1600 de metri altitudine, climatul alpin nu permitea în mod normal decât 4-5 luni de muncă pe an. Drumul s-a realizat cu eforturi materiale considerabile și cu prețul unor vieți de soldați și muncitori care au contribuit la construcția lui, bilanțul oficial fiind de 40 de morți. Lucrători de atunci, care mai sunt acum în viață, avansează cifre astăzi mai mari care ajung până la câteva sute de vieți omenești pierdute. Șoseaua este deschisă circulației rutiere în fiecare an doar de la 30 iunie până la 1 noiembrie, întrucât drumul este înzăpezit pe timp de iarnă. Și chiar dacă ar fi soluții pentru deschiderea permanentă a circulației pe toată perioada anului, comoditatea autorităților nu are margini și apelează la soluția cea mai simplă, închiderea drumului. De altfel, vorbim și de nepăsare, având în vedere că la cei 42 de ani, Transfăgărășanul nu a fost reabilitat niciodată și sunt porțiuni care necesită reabilitare imediată. Având în vedere că este unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume și este vizitat anual de sute de mii de turiști, atât români cât și străini, putem spune că Transfăgărășanul a fost lăsat de izbeliște, din păcate, ca multe alte obiective turistice din această țară. Fotbaliștii de la SCM Pitești vor disputa astăzi de la ora 17 în deplasare restanța din prima etapă cu CS Podari. O nouă victorie al violeților va urca echipa pregătită de Nicolae Dică pe primul loc al seriei a treia. Partida cu Podariul ar fi trebuit să se dispute pe 3 septembrie, însă argeșenii au cerut reprogramarea jocului pentru că la momentul respectiv aveau 3 juniori convocați la loturile naționale ale României. Alvioleții au un moral foarte bun după victoriile cu CSO Filiaș. Doamnelor, domnilor, acesta a fost observatorul local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!